aveți... Crezi o atmosferă foarte bună la echipă. Cum reușești să-i ții conectați și în același timp să fie relaxați și prieteni? Totul pleacă de la, din punctul meu, de la respect. Atât timp cât îi respecti pe acești băieți, este imposibil să nu-ți întoarcă respectul. Pe lângă acest lucru, este important că lucrez și am în echipă jucători care au caracter. Țelul lor este de a ajunge la echipa națională și poate acest lucru îi face ca să fie tot timpul corect cu tot ceea ce înseamnă fotbal. Mai sunt două zile până la startul ligii întâi. Cât de important este acest prim meci? Cât de important ar fi să înceapă Dinamo cu o victorie? Da, este foarte important. Noi de aceea ne-am pregătit în această perioadă de întrerupere a campionatelor. Să dea Dumnezeu să avem un început de sezon foarte bun. Avem tot ce ne stă la îndemână, avem un teren foarte bun aici în Ștefan cel Mare, avem lângă noi suporteri minunați care sper să fie în număr cât mai mare la primul meci de început de sezon. Să dea Dumnezeu să fim bucuroși atunci când se va termina acest meci. O să vadă din partea noastră multă dăruire, multă atitudine. O să facem presiune în ceea ce înseamnă adversarul Oțelul Galați și la sfârșit să fim bucuroși. Am văzut că doi dintre suporterii din Amoviști au adus astăzi doi câini de luptă aici. Este un exemplu? Sper ca jucătorii să fie luptători. Sunt convins că o să aibă determinare, să aibă atitudine, sunt convins că își doresc să termine fiecare meci în parte bucuroși. Am încredere că se poate întâmpla acest lucru, pentru că ceea ce văd că fac ei la antrenamente și cât de atenți sunt și cât de conectați, îmi dă speranțe că putem să fim pe drumul cel bun. Vali, i-a făcut astăzi poza de grup, te-am văzut ascultător, cu minte, așa o să fii și pe teren sau le promis suporterilor că vei fi un luptător? Da, am făcut poza de grup înaintea începerii campionatului. Am fost ascultător pentru că e o experiență nouă pentru noi și pe teren le promis suporterilor că o să fiu un luptător. Doi dintre suporteri au dus doi câini de luptă aici. Veți fi ca ei luptători? Da, asta e spiritul lui Dinamo și noi trebuie să fim ca și o fiară flămândă care mușcă din adversar. Cum vezi acest start? Primul meci cu Oțelul Galați, luni la ora 9, aici, pe stadionul Dinamo. Luați doar victoria în calcul? Da, Dinamo merge numai la victorie. Jucăm acasă, este primul meci și vrem să începem cu dreptul acest început de campionat pentru că suporterii să fie în continuare alături de noi. Pe ce loc crezi că poate termina acest an? Dinamo, după părerea mea, trebuie să bată la primele trei locuri și cred că anul acesta, prin tinerețe și prin dorința de afirmare a jucătorilor tineri, cred că putem termina acolo.